Salutare oameni, bun și bine m-am găsit aici la un episod de Overwatch. Și ne-am băgat un pic la competitiv. Pentru că toți au level ok. Suntem pe tac. Ți-o luat afară deja. Avem un healer, n-avem tank. Încă nu sunt hotărât ce să iau. Nici nu avem tank, nici nu avem damage. Hai mă, lăs ceva. Am luat ăla, iau eu ăsta atunci. Protocol și soldier. Așa. Zenorana. Zen, iată la atac? Pe harta asta, de fapt nu, pe harta asta mergea bine sniper sau... Inginer, nu? Hai dacă merge un sniper, dar avem tank și avem un healer. Ah, avem și zeniata, bun. Hai că e echilibrat. Eu sunt cel mai pe harta asta, că sunt prea mare, sunt ușor de nimerit, dar... Te skin asta. Poc. Hai să capturăm noi punctul. Avem punctul, asta contează. Poc! Așa. Hai că merge bine momentan. Poc! Nasol! Tu pe acolo veniți? Încă puțin și avem și ultima dată. Poc! Ah! Puc cu vieții. Unde ești, unde ești, unde ești? Petru. Ah, aproape să scap. Asta la ultimată. Bun, faza e că acum avem și în ultimată. Doar trebuie să face contra bun. Trăgea un sniper ăsta și încă unul în mine. Iu! S-a trecit și prin bază. Și îți dă și damage. Ok? Hai, hai, hai. Că n-au reușit să capturezi încă punctul. Avem avantaj bun. Eu am ultimată. Cine capturează, mă? Așa. Îi batem destul de rău. Tac, 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 tac. Aaa, uite, am dat ultima ta degeaba, mi s-a resetat, nu pot să cred. Faza e acolo cum se resta runda și pierdeam ăsta. Câștigat prima rundă, ne mai trebuie o rundă acum. Asta e că-i batem. Nu știu dacă avem 3 runde. Parcă avem 3 runde pe harta asta, mai știu sigur. Nu știu dacă se schimbă asta. Băi, înapoi. E incredibil. Nu înțeleg. De ce nu pot să... Pot? Wow. Mici probleme tehnice. Ah, și am ratat începutul. N-am înțeles ce s-a întâmplat acolo. Vreau să scot, să nu mai scriu din ceea ce nu mă lăsa. Și când dădeam click, făcea cu totul altceva. Am încercat să dau enter să trimit textul ăla în gol. Tot n-a mers. Uite, băi, se descurcă și fără mine. Join me in glory!
Așa. Poc. Știe Zenia ta, dă heal, se ocupă de... Nasol? E incredibil. Uite-l! Acolo. Ah! Ia tare ulti. Minimem pe sus, hai să luăm pe aici. Și am 99%. Să-i dăm un pic la parte. Ah, ce bătaie l-am dat. Ah, dăduse Zenia ta ultimată. Foarte frumos. Pot să zic că cea mai detașat un pe care l-am avut până acum. Toată lumea și-a făcut treaba, până și eu. Surprinzător. Așa. Și chiar arăt foarte bine, lol. Improved ura asta. Uite, acum pot să scriu fără probleme, nu știu care era faza. Vreau să întreb dacă să schimb la cealaltă rundă. Consideram că rostul ăsta nu e chiar atât de eficient pe hartă aia, dar e bunicel, dar depinde ce au și ei ca picuri. Uite, ăla s-a deconectat unul, din păcate, acum am observat. Ținem după soldat. De unde tras? Aha. Hai cu... Hai! Așa... Punctul e capturat, doar trebuie să-l ținem acum. Ah! Masol? N-am mai dat de mult un hook. Bine, n-am avut pe cine, că au murit toți. Mamă, dar l-a plimbat până în bază. A murit? Mulțumesc. Ține barajul. Ține barajul. Ha! Incredibil. A zice că a făcut-o intenționat-o. Click. A, deci nu ia damage acolo. Oare pot să dau hook acolo? Chiar am încercat, dar avem acum oportunitatea. Dar oricum, cred că este nerunda până ajung eu la ei în bază, sincer, pentru că, na. Au decât minus un om și probabil au renunțat să mai joace. Sau nu?
Nasol, double kill. Frumos overtime, îmi place. Yeah! Lejer. Ai spune că e play of the match, dar pentru că a murit acolo și a dat jos scutul. Ia, ce-a făcut? At ultima dată am împins pe 2. Bă! Double kill și un, două push-uri efective. Eh. Trebuie că am jucat și ok. Chiar nimic. Adică ăștia chiar au jucat mai bine. Surprinzător. O să-i dau la tank pentru care play of the game. Adică și Zenyatta mereu am simțit prezența lui de fel când îmi luam cât un heal. E foarte greu să fii atent la tot ce se întâmplă. De obicei ești atent să nimerești, nu ești atent să dai heal la jucători și astea. Mereu ești acolo atent pe kill-uri, știi? Dar... aparent ăla știu să joace cum trebuie. Aș vrea să rămân cu echipa asta, să mai fac un match. Dar, din păcate, o să ne scoată meniu. Voi să dea continuu. O să mai dăm noi unul. Ha! Freza aia. Nu știu costumul ăsta... unic, care l-am și nu pot să-l cumperi, de la Origins. Chiar e drăguț. Nu prea jucă cu Tracer... nu știu, Blink-ul e ok, E-ul ăla e ok, dar ar trebui să mai bage ceva pentru că e mult prea squishy pe defend. Am și metria și punem un teleporter ca să-i aduce pe toți repede, aproape că cel puțin ăsta ar fi planul meu. Avem un 2-3 defender, ne mai trebuie un tank și un DPS. Gen... orice tank și orice DPS, dar tank, nu, Broadhog. Thank you. The true enemy of humanity is disorder. N-avem pe grăsuț. Pe Broadhog-ul avem ca tankiș. Bravo. Ce glume bune face. Sper să joace la fel de bine și când începe runda. Pe unde mai intre? Mai intre pe aici și sunt mereu atenți. Punem aici. Nu cred, hai și be hero. Ce-am dat shield? Mamă, ce damage a luat ăla. Și tot n-a murit. Punem aici toate sentry-urile. Hai mă, reușim să-l țipă la viață. Da, mi-e greșit că trebuie shield, dar... ok... încă n-au capturat. Avem teleporter, ah... dacă reușesc ca ea să mai țin un pic punctul, avem o șansă. Mi-au distrus un de la... 2... 3...
Nu știu unde să pun teleportorul. Hai. Să pun undeva ascuns, gen aici. Știu că o să facem aici de fel. Mama, pleacă. I-am distrus teleportorul la neba. Hop. Shield. Am apucat să dau shield măcar. Da, n-avem damage aparent. Hai să luăm un Junkrat, pentru că ar fi mai eficient. Pentru că se strâng toți într-un punct și se bazează pe chestia asta, văd. Foarte nervantă mai multe. Sunt toți în spatele meu, dar... n-avem ce să le facem la ăștia. Aparent. Mam. Prea mult haos. Aproape am strâns ultima dată, dar nu e suficient. Runda 1, trebuie schimbăm strategia. Mă rog, trebuie să facem măcar un 1 acum. Ok. Joacă tank. 3 DPS. Și 2 healeri. Atât. Da. Hai bă, aici avem un healer. Mai trebuie unul care-ți dă heal-ul. Ce aici avem? Deci unul e în dreapta, acolo. Poți dai points, arăs cu degetul, ca în GTA să apeși B. Deci sunt trepuri acolo, două. Deci prima chestia, tragem acolo cu E. Și după aia avansăm. Încă 10 secunde. Uite și ăsta are Origin Skins. Ce bine arăt. Hai, nu mă mișca. Uite, am distrus două trepuri dintr-un foc. Am ajuns la spate... A, s-a teleportat. A, nu. Era deja în spate, a urcat pe sus pe acolo. Da, de obicei când eu sunt în fața mașinii ca spatele meu să fie acoperit de ei,
Aparent nu e așa. De al nostru? Da. Am scăpat? Asta nu mă stai viață. Era că nimeni nu se bagă. Adică, eu o bag acolo. Și ei nu prea fac follow, să zic așa, deci au acolo turete. Nu știu, oricum mai am aproape și am ultimată, deci poate, poate. Am lovit. Bum! Ați ultimat, am dat-o degeaba? Sau am urmărit pe cineva? Pentru că am urmărit pe cineva. Runda asta sigur o pierdem. Un loss, un win. Cam așa e vorba la rank. Sniperul e stresant. Iară treapă, bune. Frumos sincronizat. N-am ce să zic. A, Zeniat a făcut treaba. Ups. Înapoi, înapoi, înapoi. Hop. Eu versus toată lumea. Din păcate nu mergem. Deci jucăm tan degeaba așa că... Sniper. Să luăm mărâm pe... Pe domnul de acolo, uite-l. Da, am pierdut. Am tras în el, dar... Na. N-a fost fie. Ui! Bun. Din păcate, un win, un lose, adică mă zic unde eram. Aia nu-i problemă. Uite, chestia asta câteodată nu țel la matchmaking, câteodată îmi dă echipă de-i bat fără replică și câteodată pierd tot așa, la fel, doar că orice faci nu-i suficient. Și am impresia că ăștia câteodată sunt pre-made. Bine, de obicei știu că pot să afli, dar... Na. Am ori pe mine... Da. Și asta a făcut heal cel mai mare. Acestea fiind spuse, sper că am făcut acest episod. Până la data următoare, la revedere!